Mama, tata. Familie de oameni foarte muncitori și foarte simpli. Cred că acest lucru mi-a dat foarte multă motivație și am fost foarte dedicat în ceea ce am făcut. Cred că aș fi fost așa chiar dacă nu făceam gimnastică, dacă făceam altceva. Am învățat foarte mult de la tata, care se scula de dimineață și pleca la muncă și nu mai venea decât seara. Mama, care avea grijă de noi non-stop. O familie care niciodată nu m-a împins să fac gimnastică, care mi-a spus în momentul în care nu mai vrei, te sprijinim în orice fel, nu e o problemă. Au fost alături de mine oameni simpli.